Perfect. E problemă. E bun să ne să ne vedem cu prieteni. E foarte bine pentru moral. Am primit invitație de la Lucian. Suntem prieteni de la hotelul. Eram împreună acolo la hotelul. Și am acceptat și mă bucur că we are enjoying. Sorry. I'm going to switch with English. Yeah, we are enjoying. This is the most important. E mai ușor aici sau era mai ușor pe teren, pe iarbă? Nu, e mai ușor. Pentru mine e mai ușor pe iarbă. Mi se pare că este alt sport, nu e fotbal, nu știu. Și mingea asta nu e pentru sala, e pentru afara. Și e altceva, dar ne bucurăm. Asta e important. Ți-e dor de fotbalul românesc de Liga 1? Da. Scuze că îmi curge nasul, m-am recit puțin. Da, mi-e dor de fotbal. Și o să încerc să revin la fotbal în România în iarna asta. Acum vorbesc cu câteva cluburi aici. Și da. Ne poți da detalii? Cine? Ce? Cu cine? Nu, acum nu pot să spui nimic, că nu e nimic concret. Dar sunt echipe de play-out sau de play-off? De la mijloc. Ok. Poate vrem și galați sau? Nu. Să vedem. Vorbesc. Și sper că o să găsesc ceva, că mi-e dor de fotbal. Ultimul contractul meu era în Qatar și am terminat contract și acum vreau să revin aici, dacă pot să termin aici în România. O să fiu Ai urmărit ce se întâmplă? Care e nivelul? Ce? Ai urmărit campionatul? Ai văzut ce se întâmplă? Da. Am fost la câteva meci de la FCSB la stadion. Că mai am relație cu Meme, cu, da? Și m-a dat și el invitație și m-a dus și ia nu FCSB-ului să ia titlu sau cum vezi tu? Nu știu, dar a început foarte bine FCSB. Acum a avut un puțin mai greu perioada. Dar eu cred că toată lumea a văzut ce s-a întâmplat cu echipa, unde a greșit și o să schimba mai mult lucruri și o să revine mai puternică echipa, sper. Ce jucător îți place de la FCSB? Olaru. Dacă ține foarte bine mingea la mijloc și e foarte inteligent cu mingea. Și Coman, bineînțeles că este stil de jucător ca mine, face cu cum poți să spui? Da, foarte tehnic și încearcă foarte mult și e foarte creativ. Mă bucur să-l văd să joacă. Și eu sunt sigur că are o echipă foarte puternică, foarte bună și poate să câștigă titlul. Da. Fotbalul românesc se pare mai bun sau mai slab decât în perioada în care jucai? Mai puternic sau mai slab? Cred că așa, la fel. Da, nu mai slab, nu mai bun că când l-am lăsat. Și când l-am lăsat era bun. Sunt bune echipe cu CFR, Astra, Giurgiu. Și noi aveam o echipă foarte bună. Dar eu văd Rapid, CFR și FCSB se bate pentru titlu. Sper că FCSB să ia titlu. Te surprinde hotelul sau cum merg? Da, am văzut echipa de hotelul contra FCSB. Scuzați. Și am fost surprins, da. Că sunt foarte bun jucător și la echipa asta și la spirit de la antrenor. Am văzut că l-a dat și la jucător și se vede pe teren că are spirit.
Și sunt câteva echipe așa că poate să face surpriza. Și să dă mai mult interes la campionatul. E bine. Ce jucători români ai rămas prieteni? Cu Gabi, Tomaș. S-a lăsat. Da, știu, dar s-a lăsat acum. Da. Cu cine? Nu, mai mult a plecat din România. Cu franceze care am fost cu ei la FCSB. Nu sunt prea care mai joacă. Unde e Tamaș? Da, zicem Tamaș.